Acum, în rubrica RetroScope, vă prezint filmul francez The Fifth Element, cunoscut la noi sub titlul Piatul Element sau Al Cincilea Element, care apare pe ecran în 1997. Este un film științifico-fantastic la tema dragostei și a salvării lumii. A fost regizat de către francezul Luc Besson, după un scenariu scris de el, împreună cu Robert Kemen, iar rolurile principale evoluează așa cunoscuți actori ca Bruce Willis, Milla Jovovich, Gary Oldman și Chris Tucker. Al cincilea element era cel mai scump film european de atunci, creat în afara Hollywood-ului. Subiectul său începe în anul 1914. Ci că odată pe planeta noastră Pământ, o specie de extraterestri au instalat cândva o superarmă, ce poate distruge supereul, care apare odată la 5.000 de ani, pentru a distruge toată viața existentă. Extraterestrii detectează faptul că omenirea este pe cale de a începe un război mondial și atunci se hotărăște ca din templul unde se află superarma să fie scoase câteva piese elemente care pornesc lucrul acestei arme. 5 elemente care, potrivit filozofiei antice, ar sta la baza universului și a vieții. Respectiv, aceste elemente ale naturii, simbolic, sunt încrustate pe suprafața pieselor, în formă de pietre alungite. Al cincilea element este dragostea, fiind întruchipată într-o femeie simpatică, care seamănă cu pământenii și cel mai probabil a fost creat artificial de către extraterestri, cu utilizarea genelor umane. Dar denumirea al acestui al cincilea element și cum sunt pornite piesele elemente aflăm doar la final. Până atunci ne așteaptă o aventură dinamică și plină de pericole. Peste 300 de ani după scoaterea elementelor, extraterestrii stranii zboară înapoi spre Pământ. Este deja anul 2263. Ne așteaptă Pământul viitorului, cu orașe foarte mari și pline cu mașini zburătoare. Aproape de sistemul solar apare acel supererou, în formă de planetoid, gata să se arunce asupra planetei noastre. Pământenii, cu toate navele sale mari, nu sunt în stare să-i ție piept răului. Între timp, astronava extraterestrilor salvatori este atacată prin surprindere de către mercenarii, trimiși de businessmanul Jean-Baptiste Zorg. Dânsul a fost contactat personal de către sfera supereului, cu intenția să acapareze cele 5 piese elemente ale unicii arme care îl poate opri. Astronava se prăbușește pe lună, iar sarcofagul în care este transportat al cincilea element este distrus. A rămas întreagă doar o bucată de mână al celui de-al cincilea element. O scenă foarte curioasă ne așteaptă la un laborator al viitorului. Rămășița rămasă este introdusă într-un fel de 3D printer, care în doar câteva minute recrează corpul celui de-al cincilea element. Cum amintisem, elementul este o femeie, care prin sine întruchipează dragostea. Eroina pe nume Leeloo, jucată de Milla Jovovich, se trezește într-un mileniu și într-un mediu absolut necunoscut. Fiind foarte speriată, ea fuge din laborator și în panică se aruncă de pe clădire. Spre fericire, ea cade direct în cabina eroului nostru principal, pe nume Korben Dallas. Dânsul este un fost soldat care acum lucrează ca un simplu taximetrist. El încă nu-și dă seama ce aventură îl așteaptă. Este foarte mirat de oaspetele neașteptat și crezând că ea este urmărită de poliție, el o ajută să scape de goană. La rugămintea pasagerei, el o aduce la preotul Cornelius, care face parte din arhaicul grup de supraveghetori al templului celor 5 elemente. Celelalte piese elemente se află la o agentă din grupul de supraveghetori, însă este o extraterestră pe nume Plava Laguna. Cele 4 elemente rămase sunt ascunse chiar în corpul său. Ea este o cântăreață foarte iscusită. La bordul unei nave, pe o planetă îndepărtată, pe eroii noștri așteaptă un concert de neuitat. Cred că cea mai impresionantă scenă din film are loc anume la acest concert. începând cu feria Plava Lagunei. Spre regret, nava a fost atacată de fix aceiași mercenari extraterestri. În interiorul navei încep lupte aprinse. Leeloo, elementul de bază, este rănită de Zorg, în tendința sa oarbă de a sluji răului. Dar tot aici, el își va finisa calea, fără rezultate. Eroul nostru curajos, Korben Dallas, luptă activ împotriva mercenarilor, face mari ravagii în rândul lor. Reușește să o salveze pe Leeloo și echipajul navei, însă a rămas foarte puțin timp. Două bombe, lăsate de Zorg și de mercenarii înfrânți, se vor activa, punând pe fugă toți pasagerii navei. Korben cu Leeloo, împreună cu alți câțiva pasageri, reușesc să scape la timp. Dar aici nu se termină aventura. Pe ei îi așteaptă misiunea cea mai importantă, întoarcerea celor 5 elemente în templul de pe pământ, fixarea în locurile necesare și activarea lor. Dar cel mai important element este activat doar de către Korben Dallas, fiind îndrăgostit de Leeloo încă de la prima vedere. El totuși recunoaște aceasta în fața ei. Leeloo crede pe cuvânt și tot atunci ia super mega armă, aproape în ultima clipă, înainte de atacul super răului, se activează ca pe minune și răbufnește cu toată energia sa. Super răul este oprit. După atâtea peripeții incitante și dinamice, filmul ne dă un final foarte pozitiv. Planeta noastră și viața întreagă au fost salvate. Filmul Al Cincilea Element a câștigat mai multe premii la festivalurile de cinema. Regizorul Luc Besson a luat un premiu ca cel mai bun regizor la festivalul César din Franța. Acest film a fost un fenomen de excepție în anii 90 și a lăsat o amprentă importantă în cultura europeană. Foarte curios este faptul că designul vestimentar al tuturor hainelor din film, aproape 900 la număr, a fost elaborat de către designerul de modă Jean Paul Gaultier. Filmul este recomandat pentru maturi și copiii din clasele mari. Apropo, pe motivele filmului a fost creat și un joc 3D cu același titlu, apăruse la computerele cu Windows 95 și la consola PlayStation 1. La alegere se poate juca în rolul lui Korben sau al lui Leeloo. Fiecare rol are al său gameplay specific.